Salut! Aici am o copie de pe un buletin de verificare meteorologică a aparatului radar. Acum o să aveți ocazia să vedeți cum arată această hârtie, mă, că prea se plânge multă lume și prea insistă mulți să vadă meteorologia, să vadă meteorologia. Și când mă gândesc câți conducători auto au bătut pe la geamurile autoturismelor, câți au venit cu telefonul să filmeze, nu vrea să-mi arate meteorologia radar, arătați-mi meteorologia radar. Vreau să o văd, vreau să văd, vreau să-mi arăți mie. În sfârșit o să avem ocazia să demontăm și acest mit, o să vedeți cum arată o meteorologie radar, care este temeiul legal, care prevede obligativitatea meteorologiei radar și dacă polițistul are sau nu are obligația să vă arate atunci când vă înregistrează cu aparatul radar. Înainte de a trece la textul de lege, pentru că vreau să vă arăt și ce spune legea cu privire la meteorologia radar, vreau să vă spun că nicăieri în lege nu scrie că polițistul este obligat să arate meteorologia radar contravenientului. Nu face nicăieri mențiune legea despre acest lucru. Singura în măsură să verifice dacă aparatul radar este verificat meteorologic este instanța de judecată sau organele abilitate de control. În niciun caz, contravenientul. Gândiți-vă cum ar fi să stăm cu toți acolo, stăm cum au ea la aprozar și că își pune acolo certificatul de înregistrare și mai are autorizații de funcționare și mai are acolo, le punem așa pe geamul din spatele autoturismului, meteorologia radar, atestatul operatorului radar, copie după certificatul de naștere a polițistului, jurământul semnat de polițist, și alte, ordinul de serviciu și alte chestii de genul ăsta, să le pune toate așa pe geamul din spate, să vină cetățeanul să verifice, să vadă când expiră meteorologia radar, când expiră. Bun, vreau să vă explic faptul că toate aceste meteorologii radar, și eu vă spun acum din experiența mea, nu știu și nu garantez că în toată țara se face la fel. Eu vă spun cum am făcut eu și noi și colegii mei unde am lucrat eu, că această meteorologie radar, atunci când expire, noi suntem anunțați cu o săptămână, două înainte. Nu e așa că o meteorologie radar, uiți bă, știi? Deci este cineva responsabil și care ține evidența meteorologiilor tuturor aparatelor radar dintr-un serviciu rutier, dintr-un județ. El ține evidența și el verifică când expiră. Și cu o săptămână, două înainte, programează radarul la meteorologie radar, ia legătura cu Bucureștiul, vin cei de la meteorologie care verifică mașina și dacă ni se anunță că în data de 1 a expirat, în data de 1, din data de 1 până când se face verificarea, acea mașină nu mai este în teren sau nu se mai lucrează cu ea la radar. Vă spun cum facem noi și pe noi ne anunță. Nu e așa că mă apuc eu aparatul radar și mă apuc să dau amenzi și după un an de zile sau după 6 ani de zile, stai bă puțin, mă, ia mai verificat și voi meteorologia aia, vedeți, e valabilă, nu e valabilă. Deci nu se joacă nimeni cu așa ceva. Vorbesc, da, v-am spus cum facem noi, suntem anunțați și scoatem mașina în trafic și odată pe an ea este verificată meteorologic, aparatul radar, da, este verificat meteorologic. Bun, ce spune legea? Legea spune așa. Articolul 121 alineatul 2. Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către polițiștii rutieri cu mijloace tehnice omologate și verificate meteorologic. Ce înseamnă asta omologate? Omologat înseamnă că nu e din ăla făcut de noi într-un garaj, deci este omologat, da? Ca fiind aparat radar. Deci el are, este oficial, dar este un produs atestat, da? Și verificat meteorologic. Deci chiar dacă aparatul radar el este omologat, cât este el în funcțiune, anual se face verificarea meteorologică pentru că este posibil să apară erori. În funcție, că aparate, că pot să aibă defecțiuni, bineînțeles că pot să dea rateuri și atunci ele odată pe an așa s-a stabilit, da, de către producători și de către legiuitori, că odată pe an ele trebuie verificate meteorologic să vadă dacă viteza arătată de aparatul radar coincide cu cea reală. Și atunci este verificat, poate o să am ocazia să vă arăt cum se face această meteorologie. Bun, verificate meteorologic. Deci legea nu spune că trebuie să arăți meteorologia cuiva, el te spune că trebuie să fie verificate meteorologic. Dacă instanța are dubii sau vrea și cere atunci când se contestă, cere meteorologia să vadă că într-adevăr aparatul nu a dat o eroare,
cele instanțe este două copii după metrologie, de pe metrologie, chiar să mi se atragă atenția, da? De pe metrologie, și atunci instanța se convinge că are verificare metrologică valabilă. Bun, vreau să fac o paranteză aici. Am văzut că iar vin foarte mulți, spun, domnule, bat în geam, arată mie pe aparatul radar, să văd eu acolo, că nu cred. Deși el știe că a avut viteză pe silința legală. Nu, vreau să văd eu, arată-mi. Nu mi-a răs, nu te cred. Nicăieri în lege nu spune că polițiștii sunt obligați să arate lui pe filmare, să se vadă. Dacă ai dubii și știi că ești nevinovat și știi că n-ai avut nici cum viteza aia, ai dreptul să contești și bineînțeles că în instanță se vor aduce probe. În funcție de probe se va stabili dacă se menține sau nu se menține procesul valabil de constatare contravenții. Asta este deja altă poveste. Deci în niciun caz nu o să stea polițistul să arate tuturor acolo în stradă, stăm, ne certăm, ne judecăm, uite, pe asta ai venit tu, de aici ai venit tu, ăsta, uite cum ai venit, aici ai avut 70, ai avut 75. Deci astea nu se fac pentru că ar trebui să stăm, să pierdem toată ziua timp în primul rând, cu fiecare în parte, dacă stăm, vă dați seama, după iar apare o discuție, dar la dicenul lui, dar măi, doar pe mine, da, m-a prins pe mine, da. Bun, deci în niciun caz nu se arată nici înregistrarea și nici metrologia radar contravenient. Se arată doar în instanță, pentru că nicăieri în lege nu scrie că polițistul este obligat să arate aceste lucruri. Este obligat să le aibă, dar nu este obligat să le arate conducătorului auto. Bun. Mergem la definiția mijlocului tehnic omologat și verificat metrologic. Spune că este dispozitivul care stabilește concentrația de alcool, da? Ori destinat măsurării vitezei. Deci el măsoară viteza. Asta face aparatul radar. Și acum haideți să vă arăt cum arată această metrologie. Uite, așa arată ea. O să vă pun și poză pe ecran ca să vedeți. Așa arată această metrologie. Biroul Român de Metrologie Legală. Spune pe ea laboratorul registrul de metrologie. Bun. Buletin de verificare metrologică, numărul, seria, da? Data emiterii. Are seria, eu l-am blurat aici ca să nu avem discuții. Mijloacele de măsură aparținând MEAI, IGPR, Inspectoratul de Poliție Județean al X, da? Bun. Și acum vine. Scrie așa, aparat pentru măsurarea vitezei de circulație autovehiculor, vitezometru, tip radar autovision, da? Compus din antenă, seria, tot. Și mai jos scrie montat pe Dacia Logan MCV cu numărul, MAI și numărul mașinii, pentru că aparatul radar trebuie să fie montat pe același autoturist. Nu se poate face o modificare neomologată și nu face nimeni, că nu o să mă apuc eu cu șurubelința să-mi iau. Spune așa, spune că rezultatul verificării. Admis. Valabilitatea verificării. Una an de zile. Exact ce spuneam, da? Deci el a fost făcut în 18.1.2019 și după un an de zile ea expiră. Aia înseamnă că un an de zile toate valorile arătate de ea sunt reale. De aparatura radar. Bun, deci așa arată acesta. Aici scrie și cât a costat, da? 43 de euro. Locul efectuării verificării metrologice, pentru că atunci când se fac aceste verificări metrologice se fac pe un drum închis circulației publice și, sau dacă este un loc în care se permite limita de viteză să fie mai mare, se poate face și pe un drum public și atunci se contraverifică, deci se înregistrează viteza atât cu aparatul radar cât și cu un alt aparat de la Biroul Român de Metrologie Legal. Deci așa arată această metrologie. Ca să combatem aceste mituri cu privire la domnule că n-ai metrologia, că n-ai metrologia radarului, că nu e omologat, că e... astea sunt lucruri de șicanare. Da, am auzit cazuri, că vreau să fiu corect până la capăt, în țară când polițiștii, nu știu, a fost în concediu cel care era responsabil cu verificarea metrologiei radar și s-a lucrat două zile până a venit el din concediu cu o metrologie expirată. Cine a contestat a câștigat în instanță. E clar. Dar asta se poate întâmpla, repet, nu știu, o dată la 10 ani, două zile la 10 ani. În țară vorbesc. Pentru că sunt foarte puțini situațiile. Nu se joacă nimeni cu astfel de lucru. Vă dați seama că, vă spun, sunt oameni responsabili, dar poate să existe o dată la 10 ani. Dacă ai șansa tu o dată la 10 ani să prinzi în alea o zi sau două ore sau trei ore, de regulă cam atât se lucrează, cam două, trei ore pe zi cu un aparat radar, da? Și aceea, să zic, undeva la două zile, 6 ore. Deci dacă tu ai intrat în alea 6 ore în radar și contești, ai șanse să ți se anuleze procesul verbal. Dar astea sunt cazuri excepționale.
Deci, de regulă, cel puțin la noi, la Bihor, și n-am auzit colegi care să fi avut, eu tot ce am auzit, am văzut așa din comentarii și din discuții, ce v-am spus înainte, da? N-am auzit ca cineva să fi lucrat cu aparatul radar, că el să fie expirat. Pentru că aici să lucrez, slavă Domnului, sunt atâtea reguli de circulație încălcate de conducători auto, că dacă nu trebuie neapărat să stai să lucrezi la radar. Bun, deci cam asta a fost în mare un mit printre conducători auto, vreau să văd meteorologia radar. Iată că ați avut ocazia să o vedeți. Fiți de bună credință!